Salut, numele meu este Ioana Mașca și astăzi ne vom ocupa de aria 4 laterelor. Reamintim următoarele formule de arii și nu o să insistăm foarte mult asupra lor, respectiv formule de arii și perimetru, perimetre pentru paralelogram, pentru dreptunghi. Aria se poate da atât în funcție de bază și înălțime, cât și în funcție de sinusul unghiului dintre diagonale sau sinusul unghiului ascuțit, care este același cu sinusul unghiului obtus. În cazul dreptunghiului, sinusul unghiului de 90 de grade fiind 1, nu mai avem nicio problemă. Mergem mai departe, la pătrat, aria și perimetru, la fel. Foarte simplă, iar pentru că diagonalele sunt perpendiculare, în formula de diagonale nu mai apare sinusul unghiului dintre diagonale, din nou sinus de 90 de grade este 1. La romb, diagonalele sunt iarăși perpendiculare, deci formula de, de arie cu produsul diagonalelor nu mai prezintă sinusul unghiului. Așa, perimetru și aria trapezului. Trapezul este fie baza mică plus baza mare ori înălțimea pe 2, fie linia mijlocie ori înălțimea. Da? MN este linia mijlocie aici. Și haideți să trecem să facem puțină matematică. Pentru un teren, domnul Popescu dispune de 80 de metri de gard cu care vrea să-și împrejmuiască o grădină în care să cultive zarzavaturi. Aceasta poate fi în formă de dreptunghi sau de pătrat. Haideți să-l ajutăm să aleagă forma optimă, astfel încât aria grădinii să fie maximă. Și pentru asta este bine să reținem și să demonstrăm următorul rezultat. Dintre toate dreptunghiurile cu același perimetru, pătratul are arie maximă. Și vom demonstra acest termen foarte important pe care ar fi bine să-l rețineți, atât algebric, unul algebric, cât și... deci algebric, dacă vrea tehnologia, dar nu vrea, cât și geometric. Algebric ce înseamnă? Păi, perimetrul pătratului înseamnă de 4 ori latura pătratului. Haideți să vedem poate pe un alt slide. Vrea? Deci perimetrul pătratului este de 4 ori latura. Perimetrul dreptunghiului este de 2 ori lungimea plus de 2 ori lățimea, dar dacă noi scriem, să vedem poate aici vrea, dar aici vrea cum vrea ea, deci perimetrul pătratului este de 4 ori latura, da, perimetrul, perimetrul dreptunghiului, care este același, este de 2 ori lungimea, lungimea plus... plus, nu vrea, plus de 2 ori lățimea, da? Încet, încet va vrea. Bun, din asta scoatem frumos latura pătratului ca fiind perimetrul supra 4. Haideți să vedem, poate vrea în partea asta, în partea asta nici atâta. Să înseamnă că latura pătratului este... perimetrul împărțit, perimetrul împărțit la 4, iar lungimea și lățimea dreptunghiului sunt perimetrul împărțit la 2. Prin urmare, ceea ce este important și poate ne lasă tabla să scriem, este că A-ul de 2 ori A va fi egal cu P supra 2 și este egală cu lungimea plus lățimea, da? Egal cu 2A. În momentul acesta, spun eu că egal mai departe cu 2A minus X plus X, adică
A plus X, care convine eu să fie lungimea, să fie de asemenea A minus X, care convine eu să fie lățimea, da? Și am ajuns astfel că pentru orice X, da, pot să construiesc orice L mic și orice L mare, adică să justific că dintre toate dreptunghiurile cu același perimetru, area este egală. N-am terminat încă ceva. Area dreptunghiului este lungimea ori lățimea, care va fi egală cu A minus X pe lângă A plus X, da? Care este egal cu A pătrat minus X pătrat, care în mod evident este mai mic decât A pătrat, asta fiind area pătratului, iar asta fiind area dreptunghiului. Bun. Asta este demonstrația algebric, geometric, o putem realiza în felul următor. Nu mai trebuie să scriem atâta, este un pic mai simplu. Dacă noi convenim să notăm bucata aceasta cu x, iar aici sum x din nou, area, aici sum y, da? Acesta este y, pentru că segmentul acesta, hai să vedem acesta, este același cu segmentul acesta. Aici voi avea Y plus X, da? Aici Y, am spus aici X. Prin urmare, area pătratului, care este aceasta, va fi egală cu, deci area, nu-i place decât jos, area pătratului va fi egală cu X plus Y, totul la pătrat, care este egal, după cum știm, cu x pătrat plus 2xy plus y pătrat, în timp ce area dreptunghiului, dreptunghiul nostru fiind acesta, va fi lungimea ori lățimea, adică y pe lângă y plus x, cât este bucata aceasta, la care mai adăugăm încă un x, da? Care va fi egal cu y pe lângă y plus 2x, adică va fi y pătrat plus 2xy și vedem clar că x pătrat plus 2xy plus y pătrat este mai mare decât y pătrat plus 2xy. Și am demonstrat și geometric, am justificat și geometric și prin figuri, practic, cum area aceasta de aici este egală cu area aceasta de aici, cum dintre toate dreptunghiurile cu perimetrele egale, pătratul are area maximă. Și ne oprim aici.